Magia Crăciunului a cuprins întreaga sala a Filarmonicii Oltenia Craiova când aseară, în deschiderea concertului caritabil, soprana Mihaela Leonte de la Opera Română Craiova a transmis emoția unică a colindelor. Evenimentul caritabil Colindar cu Paula Selin se desfășoară anual și este un îndemn sau o chemare la fapte bune, la generozitate, dăruind astfel bucurie celor aflați în nevoie. Concertul este organizat de Asociația Vasiliada, care este una dintre cele mai reprezentative organizații non-guvernamentale din țară și care este înființată acum mai bine de două decenii sub patronajul Mitropoliei Olteniei. Este o bucurie mare de ziua lui Crăciun. Spun cu mult patos colindele noastre sfinte și dragi. Bucuria pe care ne-o aduce sărbătoarea Crăciunului este mai presus de orice bucurie omenească. Încă cu emoții, încă sub mirajul acesta al melodiilor interpretate de Paula Selin, căreia acum țin să-i mulțumesc. Visa Maria într-o noapte. Ediției din acest an i s-a alăturat și talentata elevă a Colegiului Național Elena Cuza, Anastasia Boroată, dar și corul Ierofonia al preoților și studenților ortodoxi din Craiova, precum și corala Magnus Medis a Universității de Medicină și Farmacie, tot din Craiova. Paula Selin a fost așteptată cu nerăbdare de publicul craiovan, iar vocea inconfundabilă a îndrăgitei artiste a răsunat timp de 60 de minute în sala Filarmonicii Oltenia Craiova, transmițând o emoție unică, iar publicul a savurat fiecare colind cu multă încântare. M-am simțit foarte bine și sper că această experiență se va repeta tot cu Paula Selin, bineînțeles, într-o manieră foarte înduioșătoare și care te bine dispune. Pline de maximă emoție au fost momentele în care vedeta a cântat împreună cu copiii din corul mimico-gestual Angelos, format din elevi ai școlii speciale Sfântul Vasile din Craiova, coordonați de părintele Adrian Stănulică. Colindarul în cele 15 ediții a creat o tradiție a bucuriei colindelor și a bucuriei de a face bine. M-a determinat să nu renunț gândul și bucuria de a fi parte din bucuria altora, știind că aici oamenii se țin de cuvânt și că ceea ce organizează într-adevăr se duce acolo unde oamenii au nevoie.